chiar și aceia dintre noi care avertizează de zeci de ani că preocupările legate de suprapopulare au escaladat într-o isterie nejustificată, sunt uimiți într-o măsură deloc puțină să vadă cât de repede s-a schimbat conversația. În deceniile care au urmat publicării din 1968 a cărții lui Paul Ehrlich, Bomba populației, ideea că lumea era suprapopulată în mod periculos și că cea mai urgentă prioritate cu care se confruntă omenirea era reducerea ratelor de fertilitate a fost aproape universal acceptată în cercurile de elită. În SUA, ideea că suprapopularea reprezintă o amenințare existențială la adresa securității naționale a fost exprimată în infamul raport Kissinger, National Security Study Memorandum 200, în 1974, care a direcționat politica externă a SUA să promoveze controlul populației în țările în curs de dezvoltare. Agențiile internaționale, precum Națiunile Unite, au făcut de asemenea controlul populației prin mijloace coercitive, ca fiind unul dintre mandatele lor de bază. Cu siguranță au existat întotdeauna oameni, precum fondatorul Human Life International, părintele Paul Marx, OSB, care a replicat zicând că lumea ar putea susține o populație mult mai mare decât au prezis demografi precum Ehrlich, dar ei erau o mică minoritate și nu li s-a acordat atenție în mass media sau în sferele puterii politice. Și când unii dintre acești oameni, inclusiv părintele Marx, a început să avertizeze că de fapt preocuparea mai urgentă era o criză de depopulare care se profilează, au fost bagiocoriți. Și totuși, cândva în ultimul deceniu, situația a început să se schimbe. A devenit din ce în ce mai obișnuit să auzi birocrați, oameni de știință socială și grupuri de gândire politică, exprimând în liniște îngrijorarea că ceva se întâmplă în multe națiuni occidentale și asiatice bogate, care ar putea avea consecințe sociale și financiare grave și că nu era vorba de suprapopulare. Îngrijorarea, care a apărut încet, a fost rezumată bine de titlul unui raport din 2006 al Senatului canadian. Bomba demografică cu ceas, atenuând efectele schimbărilor demografice în Canada. Limbajul acestui raport, în mare parte ignorat la acea vreme, era crunt și fatalist. Moartea demografică este proiectată, a scris auditorul general al țării în acel raport. Puțin putem face pentru a inversa sau chiar a încetini îmbătrânirea populației Canadei în următoarele decenii. În urmă cu 2 ani, un ziar canadian a publicat un articol care proclama: "Bomba demografică cu ceas a sosit." Menționând că populația canadiană îmbătrânește rapid, a observat Jack Mintz. Ne confruntăm cu o furtună demografică care va avea un impact de anvergură asupra economiei și geopoliticii. Preocupările exprimate de Mintz în acel articol din 2022 o reflectă îndeaproape pe cele exprimate de părintele Marx acum peste 20 de ani. Cine va avea grijă de bătrâni? A întrebat părintele Marx în 2000. Având în vedere ratele atât de scăzute ale natalității, cine se va ocupa de numărul tot mai mare de bătrâni? Programele guvernamentale vor fi greu presate pentru a avea grijă de bătrân în viitor, atât în SUA, cât și în toate țările dezvoltate, ca să nu mai vorbim despre lumea în curs de dezvoltare. Poate că națiunile dezvoltate au avut nevoie de peste 2 decenii pentru a-i ajunge din urmă, dar ajung la concluzii similare, precum cele exprimate de părintele Marx. Într-adevăr, unii își dau seama că situația poate fi chiar mult mai rea decât sugerează titlul articolului lui Mintz, că de fapt bomba demografică cu ceas a explodat cu ani, chiar cu decenii în urmă și de fapt au fost pur și simplu prea distrași de isteria suprapopulării pentru a observa acest lucru.
Dacă lucrurile stau rău în țările occidentale, precum Canada și într-o măsură oarecum mai mică în Statele Unite, luați în considerare situația din țările asiatice, precum Japonia, Coreea de Sud, Singapore și China. În anul 2000, părintele Marx a tras alarma că rata natalității în Japonia a fost de 1,38 copii născuți per femeie, în prezent 1,2 și se află în scădere. În Coreea de Sud, totuși, rata natalității a scăzut la o rată uimitor de scăzută de 0,84 și este încă în scădere. Între timp, după decenii fără nicio inversare a ratei scăzute de fertilitate, guvernul japonez a identificat depopularea drept cea mai mare amenințare pentru viitorul țării. Limbajul primului ministru Fumio Kishida a devenit din ce în ce mai apocaliptic. Japonia se află pe punctul de a stabili dacă putem continua să funcționăm ca societate, a spus recent Kishida parlamentarilor. Concentrarea atenției asupra politicilor privind copiii și creșterea copiilor este o problemă care nu poate aștepta și nu poate fi amânată. Premierul Kishida a numit-o un caz de acum sau niciodată. Multe dintre națiunile cu cele mai scăzute rate ale natalității au implementat diverse programe de creștere a natalității, precum și campanii de propagandă care atrag atenția asupra beneficiilor sociale ale acceptării mai multor copii. În China, guvernul a ridicat politica de lungă durată a copilului unic în 2016 și de atunci a încurajat cu fermitate cuplurile să nască mai mulți copii. Într-o situație de lovitură politică, unele autorități chineze analizează acum ideea de a impozita cuplurile pentru că au prea puțini copii, precum și de a restricționa avortul și divorțul. Acest lucru vine după decenii în care guvernul chinez a angajat o armată vastă de controlori de populație, care au fost împuterniciți să comită cele mai grotești încălcări ale drepturilor omului pentru a preveni nașterile. Aceasta includea sterilizări forțate și avorturi forțate barbare. Și totuși, niciunul dintre noile programe de stimulare nu pare să fi făcut cea mai mică diferență. Cel mult e posibil să fie oprit ușor procesul de scădere a populației. După cum a raportat recent revista Time, în China, mulți experți spun că inversarea politicii privind copilul unic e posibil să fi venit prea târziu. După ce a observat o creștere inițială a nașterilor, numărul a scăzut constant cu aproape 50%, de la 17,86 milioane în 2016 la doar 9,56 milioane în 2022, potrivit unui raport publicat de Comisia Națională de Sănătate. Aceasta este o scădere uluitoare a nașterilor în doar 5 ani. Poate cel mai uimitor lucru la aceste programe guvernamentale de propagandă și de stimulare este că birocrații care le-au conceput par să fie și ei surprinși că nu funcționează. Ei par să creadă în mod naiv că dacă guvernele ar putea scădea natalitatea, îndemnând cuplurile să evite primirea copiilor și oferind acces pe scară largă la contraceptive, atunci ei pot crește în mod similar ratele natalității prin stimulente și mesaje potrivite. Realitatea, desigur, este că căsătoria, nașterea și valorile familiei sunt atât de fundamentale pentru identitatea culturală a unui popor, încât, odată ce aceste valori sunt dislocate într-o altă direcție, este o sarcină monumentală să le schimb înapoi. Și, într-adevăr, există motive să credem că este mai ușor să schimbi tendința către rate scăzute ale natalității decât să o schimbi înapoi la rate mai mari. Realitatea este că primirea copiilor este o sarcină dificilă.
Calitatea de părinte necesită dorința de a-și asuma marile riscuri implicate în aducerea de noi ființe umane pe lume. De-a lungul istoriei omenirii, societățile au dezvoltat practici culturale elaborate și rețele sociale pentru a sprijini cuplurile tinere în această sarcină dificilă, recunoscând importanța centrală a acesteia. În multe culturi, de exemplu, casa multigenerațională a fost norma, astfel încât bunicii, care aveau ei înșiși o mare experiență în creșterea copiilor, erau adesea disponibili în cei mai mici ani ai nepoților lor pentru a oferi sfaturi și ajutor practic. Au fost apoi rețelele de mămici acasă, care s-au adunat pentru a face schimb de sfaturi și asistență materială. Sau nenumăratele, adesea subtile, norme sociale pro-copil, care au încurajat și validat parentalitatea. De exemplu, zâmbetele pline de cunoștință și de sprijin pe stradă, de la vârstnici, care au fost încântați să vadă copii. Felicitările entuziaste din partea prietenilor și familiei la vestea unei noi sarcini. Ușile deschise pentru mamele însărcinate, străini care au ajutat la ridicarea cărucioarelor sau la calmarea vreunui copil care plângea. Mișcarea antinatală a demolat o mare parte din aceste instituții și valori construite din greu în decurs de câteva decenii. Acum, când un cuplu tânăr ia în considerare posibilitatea de a avea un copil, trebuie să se confrunte cu realitatea că va trebui să facă acest lucru în mare măsură singur. Adesea, ei nu pot conta pe mai mult, dacă nu există niciun sprijin din partea propriilor părinți, care deseori au avut un singur copil și prin urmare sunt ei înșiși o mare parte lipsiți de experiență și ale căror priorități se află adesea în altă parte decât să ajute la creșterea nepoților. În mod similar, proaspetele mămici trebuie să se confrunte cu realitatea sumbră că deseori vor trăi o existență singuratică cu copilul nou născut acasă. S-au dus zilele adunărilor zilnice ale mamelor în parc pentru a face schimb de sfaturi și pentru a construi prietenii semnificative care au adus consolare și sprijin în timpul inevitabilelor zile dificile ale maternității. Și din moment ce majoritatea femeilor întâmpină copiii, nu numai după ce au intrat în câmpul muncii, tinerele mame trebuie să se lupte cu teama că nu lasă să treacă oportunități cruciale de carieră. Aceste stresuri sunt exacerbate de normalizarea divorțului, astfel încât multe femei își fac griji că dacă nu se îngrijesc de cariera lor, ar putea ajunge să se întrețină cu un salariu mult mai mic decât ar fi fost dacă s-ar fi concentrat asupra carierei lor în loc de maternitate. Și cel mai rău dintre toate, poate, este că noi părinți trebuie să se confrunte cu o serie de noi norme sociale care pun la îndoială validitatea alegerii de a primi un copil în locul unor chestiuni precum avansarea în carieră sau călătoriile. Acest lucru se exprimă în orice, de la primirea mișto a cuiva din partea șefului la știrea că se merge în concediu de maternitate sau expresiile enervate de pe fețele unor oameni care, neavând ei înșiși copiii, nu știu să se bucure de agitația copiilor mici. Toate acestea pot suna sumbru, dar este pur și simplu realitatea cu care se confruntă multe cupluri tinere în culturi din ce în ce mai lipsite de copii. În mare măsură, nu mai observăm aceste lucruri pentru că suntem broasca care fierbe în apă. Mulți tineri nu au experimentat niciodată o altă cultură decât cultura noastră din ce în ce mai lipsită de copii, anticopil. Ei nu își amintesc o perioadă în care practic fiecare cuplu căsătorit a primit cu bucurie mai mulți copii și când existau multe sisteme și norme funcționale care au fost concepute pentru a încuraja copiii și a te familiariza cu munca și stresul de creștere a copiilor în jur. Aceasta este ceea ce birocrații din țări precum China și Japonia și atât de multe alte națiuni dezvoltate nu înțeleg, dar descoperă chiar acum.
antrenează generații întregi de oameni să disprețuiască creșterea copiilor, să se concentreze mai bine pe activități mioape, fundamental superficiale și egoiste, și nicio cantitate de ajutor guvernamental nu îi va face să-și regândească prioritățile. Până la urmă, singura soluție reală la criza demografică este o trezire spirituală. O credință religioasă puternică oferă unui cuplu valori transcendente, care îi protejează de obsesia superficială a prezentului, antrenându-le în schimb privirea asupra bunurilor eterne pe termen lung. Și credința oferă speranța și curajul necesare pentru a face față cu încredere incertitudinilor inerente ale creșterii copiilor. Alarmiștii suprapopulării au subminat valorile noastre culturale și spirituale, distrugând capitalul social și spiritual, care a oferit tinerilor cupluri motivația și sprijinul necesar pentru a primi o nouă viață. Inversarea acestei tendințe nu va fi o chestiune de lansare a unui nou program social, va fi opera generațiilor, nu va fi opera guvernelor noastre. Deși există multe politici care pot și vor ajuta, în cele din urmă depinde de fiecare dintre noi să începem să reconstruim ceea ce a fost pierdut. Depinde de noi să găsim modalități, de exemplu, de a încuraja acei vecini tineri care tocmai au primit un copil, aducându-le mese și oferindu-le sprijin. Depinde de noi să construim comunități locale de mame, tați și familii care poartă poverile unii altora. Depinde de noi să le arătăm copiilor noștri, prin exemplu, că calitatea de părinte este o sursă de bucurie și semnificație imensă și că și ei ar trebui să fie deschiși la viață. Creștinii au reconstruit civilizația din dărâmături în trecut și o putem face din nou, pentru că avem ceva ce lumea nu are. O încredere nemărginită în viitor, rădăcinată în credința noastră în biruința lui Iisus Hristos.